Bună seara! Bună seara! Așa. Cel mai principal astăzi, da? Da. V-ați așezat în capul miezii. Așa. Ce eveniment aveți? Auzi, am rămânit la o masă rotundă aici. O masă rotundă? Da. Uitați-vă, am venit la dumneavoastră, pentru că astăzi sunteți mai special și astăzi este o zi mai specială pentru mulți oameni dragi sufletului dumneavoastră care vă iubesc și ne-a trimis astăzi să vă aducem în dar câteva daruri frumoase care le meritați din plin. Vă rog frumos, acest buchețel este pentru dumneavoastră, vă întoarceți la noi. Mulțumesc. Așa, atent. Așa, este un buchet mai neobișnuit. Așa. Aici aveți o sticluță de șampanie din partea companiei, surprize la ușa ta. Aici avem un tort. Sper că n-ați citit de pe tort, pentru că trebuie să întrebăm de la cine am venit noi. Cine ne-a trimis în casa dumneavoastră? Nu-mi dau seama și... Cine? Avem și băiat care nu e acasă. Avem și fata care nu e în Germania. Încercați să le lacrimați. Eu văd în ochii dumneavoastră niște lacrimi. Sunt lacrimi de fericire și de dor, probabil, da? Uitați-vă, aici scrie un mesaj. La mulți ani, scumpul nostru, tătic și bunel. O să ne ajute cineva cu torta. Pentru că, pentru dumneavoastră... Pentru dumneavoastră este un mesaj care este scris și la finele mesajului o să înțelegeți de la cine am venit noi. Dacă ne dați voie să-i dăm citire. Cele mai călduroase urări de bine și multă sănătate vin astăzi din partea copiilor și a nepoților. Tăticule iubit, la mulți ani, tu ai fost mereu sprijinul nostru, un exemplu pentru noi. Vrem să-ți urăm multă sănătate, fericire nemărginită, succes cât mai multe zile calde. Nu fi niciodată trist, noi te iubim și vom fi mereu alături. Este de la Renata, Oleg, Maria și Constantin, precum și a nepoțicăi Paula și a nepoților Vlad și Maxim. Sunt de la cei mei dragi care vă iubesc, cei care sunt pe loc și cei care nu sunt pe loc, pentru că ar fi vrut să vin această zi, pentru că este important pentru ei, dar nu au putut. Și am venit noi să vă aducem dragostea lor și cadourile care le meritați din plin. Vă mulțumesc frumos! Noi am făcut-o cu drag. Și să știți că cu următoarele cuvinte, vă iubește foarte mult, vă stimează și vă duce lipsa și dorul. Și acum aici în cameră o să-i lăsați ceva frumos. Vreau să-mi mulțumesc din suflet Renate, Oleg, Vlad, Maxim, Paulita, Mașa și soții. Mulțumesc din tot sufletul și îi aștept cu nerăbdare acasă. Acasă unde este cel mai bine. Eu sunt sigur că data viitoare o să vă adunați toți la masă. Ei vă iubesc, chiar dacă astăzi n-au putut să fie, vă mulțumesc pentru toate nopțile nedormite, pentru munca care ați depus-o, pentru educația care i-ați dat-o, pentru tot ce ați făcut pentru ei și ei se mândresc cu așa tată și bunel. Sănătate vă dorim și noi, vă dorim o revedere cât mai curândă. Vă dorim să păstrați... Să păstrați familia, că aveți cea mai frumoasă familie și cei mai frumoși copii și nepoți. La mulți ani să ne trăiți! Să te iei Dumnezeu! Să te iei Dumnezeu!
sănătate și numai bine. Așa să fie.